dribblingului Talape. Este situația favorabilă, situația preferată a lui Viorel Simion, să-și ducă adversarul pe corp și să lovească acolo în cascadă de lovituri. Crușeau de stânga, de stânga. Și a ajuns la podea Talape pentru prima oară în acest meci. Este numărat filipinezul. Să vedem dacă se va mai ridica. Coșa de stânga l-a ficat și pentru prima oară sala se ridică în picioare în aceste momente. Victorie superbă pentru Viorel Simion în cel mai important meci al carierei lui. Viorel Simion reușește să câștige cea mai importantă centură din carieră. Acum este campion WBC internațional și speră să ajungă cât de curând campion mondial. Viorel Simion a încheiat partida în stil de mare campion. Și de ce ne aduce aminte, Sorin, croșeul de stânga l-a ficat? Da, este lovitura preferată a lui Lucian Bute, lovitura cu care campion.